Situațiile limită fac parte din activitatea de zi cu zi a jandarmeriei, fie că vorbim despre acțiuni în forță pentru destructurarea unor grupări infracționale ori salvarea unor vieți omenești, jandarmii au obligația de a fi întotdeauna pregătiți. Tocmai din acest motiv, instruirea cadrelor are un rol important, iar sesiunile de antrenament au loc frecvent în locuri deosebite, cu un grad ridicat de periculozitate. Ieri seară, în comuna Gurateghi, jandarmii montani buzoieni au pus în scenă mai multe exerciții cu tematici diversificate. Primul dintre ele a urmărit salvarea unei persoane rămase blocată la înălțime pe o stâncă de 70 de metri cu o înclinație de 90 de grade. O persoană care se află în timpul liber și este mare amator de alpinism a venit aici la stâncă singur, nesoțit, și a rămas, din păcate, la jumătatea traseului fără lungime de coardă. Acum au ajuns la victimă. L-au deblocat și l-au pregătit pentru a coborî cu ea jos în siguranță. Eu am ajuns jos, aștept să treiau victima, ok? Am ajuns jos, mai lansează, mai desfă. Am rămas blocat în coardă deoarece n-am ținut cont de lungimea la peretului. Și am apelat pe 112 să fiu salvat. Cu puțin timp înainte am avut un apel pe 112, cum că o persoană care a încercat să coboare în apel pe o stâncă din zona noastră de competență ar fi evaluat greșit înălțimea stâncii și i s-a terminat coarda undeva pe la mijlocul acesteia. Am constituit o echipă de intervenție la nivelul postului format din 3 lucrători. Și ne-am deplasat la fața locului, am folosit amaraje și celelalte materiale montane pe care le aveam la dispoziție. Am recuperat persoana din stâncă, după care am coborât și totul s-a terminat cu bine. Exercițiile au continuat cu simularea unui atac armat pornit de un infractor împotriva unei patrule a jandarmeriei cu scopul de a elibera un prizonier. Atacatorul trage mai multe focuri de armă spre autorități, iar în acel moment apare și reacția oamenilor în uniformă. Se aud mai multe focuri de armă, atacatorul fuge, dar este încolțit din spate de către o altă echipă a jandarmilor care coboară în rapel de pe o stâncă. În cele din urmă, atacatorul este reținut. Exercițiul și focurile de armă au captat atenția localnicilor aflați în zonă. Interesant, foarte frumos. Palpitant. Scobor la 70 de metri. Foarte frumos. Sesiunea de pregătire a luat sfârșit prin simularea unei situații de urgență la care jandarmii montani trebuie să facă față. Un turist cade de pe o punte într-un râu, se agață de un bolovan, dar apa rece și viteza torentului îi pune viața în pericol. Autoritățile intervin rapid prin intermediul unei coborâri cu tiroliana. Exercițiul de astăzi face parte din cadrul activităților de pregătire anuale ale Jandarmeriei Române. Exercițiul a constat în 3 situații tactice. În prima situație, un turist a fost salvat de pe un versant. În a doua situație a fost împiedicată evadarea unui deținut, iar în a treia situație a fost salvat din apă un local. De la începutul anului, jandarmii montani au avut 3 intervenții, dintre care cea mai dificilă a fost cazul acelor 4 vânători care au căzut cu mașina într-o râpă. Misiunea a fost dificilă, întrucât zona a fost greu accesibilă colegilor mei. La exercițiile de pregătire a personalului din cadrul Jandarmeriei Montane Buzău au participat cadre specializate sosite de la Unitatea de Jandarmi Montani Sinaia.